Sexgate la Abrud, fostul primar, actual consilier PSD, un fost polițist și un antrenor au fost ridicate de ICOT pentru pornografie infantilă și proxenetism. 11 femei ar fi fost obligate să se prostitueze, dintre ele patru minore. Mai mult fetele ar fi fost și filmate. Informații despre subiectul incredibil are Bianca Iacob. Bună seara, Bianca! Hai să înțeleg puțin cum funcționa rețeaua. Bună seara, Sandra. Rețeta clasică, un bordel clandestin într-o casă din zonă acolo, în Abrud, era coordonată toată activitatea din informațiile obținute de la sursele observator de antrenor, bărbatul în vârstă de 69 de ani, care avea, iată, această rețea din 11 femei puse să se prostitueze, patru dintre ele, așa cum ai spus și tu, minore, cu vârste între 15 și 17 ani. S-a găsit în casa respectivă, astăzi, la percheziții, un sistem audio-video despre care se presupune că au fost înregistrate actele sexuale produse în acea casă. Au fost șase percheziții, sunt audieri în continuare la DICOT-Alba. Printre beneficiarii acestor servicii, potrivit informațiilor noastre, ar fi și acest fost primar al orașului Abrud, actual consilier PSD și un fost polițist.